aduceți aminte de cetatea Sarmizegetuza și cum localnicii de acolo se aprovizionează cu pietre din monumentul istoric pentru înfrumusețarea propriilor curți? Am o piatră de 2000 de ani, vă hodiniți pe aia dacă vă obosiți. Ei bine, am vrut să informăm și autoritățile despre această situație și să aflăm părerea ministrului culturii. Alo? Alo, bună ziua! Oana Paraschiv de la Cronica Cârcotașilor sunt. Aș vrea să vorbesc cu domnul ministru. Am mai vorbit cu dumneavoastră despre un interviu cu dumnealui. Da. Domnul ministru nu este în momentul acesta. Domnul ministru nu este, nu a fost nici data trecută când am sunat. Am trimis și o solicitare în scris pentru o întâlnire cu dumnealui. Și așteptam un răspuns de la dumneavoastră. Ce adresă ați transmis solicitarea, vă rog? Am trimis solicitarea pe adresa dumneavoastră de mail, așa cum am vorbit data trecută. Haideți când mai verificăm. Vă rog. Mai rețin, puteți reveni în 5 minute sau ne puteți să un număr de telefon și revenim noi. Credeți că doamna nu vrea să ne mai răspundă? Și pentru că nu am avut noroc, eu zic că cel mai bine e să mergem direct la Ministerul Culturii. Bună ziua! Cu cine te bucuri? Eu nu pot. Ocoroc Beselniu, culturaliș minister, Kelemen Hunor. Doamna Kelemen, de să vreți să merg la domnul ministru? Dacă... La domnul ministru Kelemen Hunor, da, aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră dacă se poate. Oana Paraschiv de la Cronica Cârcotașilor. Mă știu doamnele de acolo pentru că am vorbit la telefon de foarte multe ori. Întâi să sunăm și noi și... Da. Problema că nu aveți discutat. Așteptăm. Da, domnul ministru nu mai vine pe aici? Dacă ai cu campania acum... Abia s-a depus două zile... Domnul ministru este în teritoriu astăzi. Și astăzi este în teritoriu. Eu îl caut pe domnul ministru de 3 săptămâni. Pentru mine nu e nicio problemă. Adică nu mă deranjează dacă nu vrea să vorbească. Numai să știu să nu mai stau pe drumuri și pe telefoane. Atâta tot. Am înțeles. Rămâne să revin cu un telefon. Vă trimit atunci. Îmi trimiteți întrebările sau îmi spuneți o mare despre... Păi vă spun, nu sunt practic foarte multe întrebări. Aș vrea să știu părerea dumnealui în legătură cu o situație de la Sarmizegetuza. Acolo... Cetățile de acice. Da. Localnicii iau pietre din cetate și își construiesc prin gospodărie ce au nevoie. Noi avem un material, l-am și difuzat deja la Cronica Cârcotașilor, unde se vede clar acest lucru. Am filmat pietrele din curțile fiecăruia. Da. Și vrem să aflăm părerea, dacă se face ceva în acest sens, dacă nu cumva riscăm să fim excluși din patrimoniul UNESCO din cauza acestei situații. Da. Bine, oricum o să facem în așa fel încât domnul ministru nu poate măcar doamna secretar de stat care e pe patru. Da. Mă gândesc că aveți nevoie de voce, de cineva de la Ministerul Culturii. Ok. Bine, păi atunci să rămânem să ținem legătura și de acum încolo aveți numărul și orice cea mai mare plăcere. Bine, așa facem. Noi am ajuns la Ministerul Culturii și n-am rezolvat nimic.